Decongestionarea traficului din Buciun poate fi realizată prin înființarea unui sens giratoriu. Aceasta este propunerea senatorului USR Plus Marius Bodea pentru un trafic mai eficient în zonă. Senatorul Ieșean propune crearea unui sens giratoriu în intersecția șoselei Buciun cu bulevardul Poitiers și cu strada Trei Fântâni și a unei bretele care ar lega strada de bulevard pe sub pasajul Socola. Traficul actual din această zonă afectează 100.000 de ieșeni. Construirea unui sens giratoriu de mare dimensiuni de formă eliptică în intersecția Buciun, în paralel cu construirea unei noi rute de acces din Trei Fântâni, prin spate pe la așa cunoscuta Dacia Service, cum o știm toți, care trece pe sub pasajul Socola, merge paralel cu calea ferată, trece prin spatele cartierului Poitiers Tower, dacă nu mă înșel, prin spatele Continental, Siraj și mai târziu se intersectează cu strada Neptun și intră înapoi în bulevardul Poitiers. Atât pentru realizarea sensului giratoriu, cât și pentru realizarea noii bretele, care de fapt oprește contaminarea intersecției cu fluxul de mașini, contaminare ghilimele, evident, dinspre Tomeș, Trei Fântâni, spre Poitiers, necesită expropieri, dar nu majore. Costurile estimate ale acestei soluții care elimină semafoarele din intersecția respectivă sunt de 6 milioane de lei. Breteaua poate fi realizată în 36 de luni, în vreme ce sensul giratoriu din intersecție ar necesita 18 luni.